Consilierii județeni au majorat tarifele pentru serviciile oferite de aeroportul utilitar din Timișoara. Astfel, dacă o companie de deratizare vrea ca avioanele sale să staționeze în hangarele aerogării sau să utilizeze pistele, atunci trebuie să plătească mai mult, cu câteva zeci și chiar sute de lei, decât anul trecut. Pentru staționarea unui avion la linie, tariful este de 600 de lei lunar. Pentru un loc în hangar, tariful lunar ajunge la 900 de lei. Iar pentru o remorcă staționată, prețul cerut de aeroport este de 500 de lei lunar. Pentru utilizarea pistelor, proprietarii de avioane plătesc între 60 și 80 de lei pe zi. Pentru lucrări de întreținere sau reparații, aerogara utilitară percepe o taxă de 300 sau 400 de lei. Spălatul avioanelor costă 10 lei.